Deschidem Sfântul Cuvânt la Cartea 1 Corinteni, capitolul 12, citim de la versetul 8 până la versetul 11. În următoarele întâlniri vom reciti acest pasaj de fiecare dată, vom studia sistematic aceste daruri, dar în această seară o sesiune introductivă, versetul 8 la versetul 11. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voiește. Amin. Preamărit să fie Domnul! Dragii mei, în această seară vrem să continuăm să studiem frumoasa carte 1 Corinteni și am intrat în acest frumos pasaj despre darurile Duhului Sfânt. Măcar că Apostolul Pavel nu detailează fiecare dar în parte ca să ne explice tiparul lui, vom putea desprinde din Sfintele Scripturi câteva nuanțe care ne vor ajuta să înțelegem mai bine felul în care aceste daruri se manifestă. Desigur, în această seară aș vrea să avem doar o primă introducere, mă gândeam să intrăm în primele trei daruri, dar probabil că vom lua o introducere mai largă, după care vom lua sistematic câte trei deodată, după cum sunt ele grupate logic și le vom explica împreună. Pentru a putea începe, aș vrea să spun la început, dragii mei, că în anul 2011 o asistentă medicală din Delaware a avut o mărturie pusă în fața unui comitet al Senatului American. Vorbind despre nevoia ca să avem un aer curat și necontaminat de poluare, având în vedere că sunt persoane cu astmă care au nevoie să beneficieze de un aer curat și care nu pot respira de altfel, a vrut să le dea un exemplu ceea ce înseamnă să respiri atunci când ai astmă. Pentru cineva care nu este astmatic, nu-și poate imagina care este chinul să tragi aer atunci când plămânii nu se lucrează bine. Zicea dumneai că atunci când era în facultate și studia medicina, a fost învățată cum se poate să înțeleagă acest fenomen nefericit. A luat un pai din acela negru micuț care îl folosim noi la amesteca cafeaua sau ceaiul și acel pai este extrem de subțire. Dacă ai băga o scobitoare prin acel pai, nu-ți poate intra, este foarte subțire. Zice, îl pui în gură, închizi gura și te ții de nas și tragi aer strict prin paiul acela și să vedeți ce înseamnă să ai un atac astmatic și să nu poți respira. Groaznic, groaznic. Am încercat toate că eram foarte curios când am auzit acel lucru și e groaznic de rău să nu poți să tragi aer cât ai nevoie în piept și doar așa cu limită extrem de minimală. Aerul este necesar, vital, esențial, indispensabil pentru viața umană. Fără mâncare poți trăi pentru vreme relativ, zicem noi, poate mai scurtă sau mai lungă. Dacă măcar mânci câte ceva puțin, în chinuri și agonie groaznică, vei duce viața încă câteva zile bune și poate după aceea, la un moment dat, vei muri subit. Fără apă, un pic mai puțin, dar totuși reziști câteva zile. În schimb, fără aer, ai preț de câteva minute, secunde, poate mai degrabă zis, poate câteva minute până creierul moare complet și după aceea, și dacă te-ai trezit apoi la viață, nu mai ești bun de absolut nimic. Aerul este vital și indispensabil pentru viața umană. Dacă aș putea face o paralelă, dragii mei, pentru biserică, care este un trup viu, un trup viu creat de Dumnezeu, aș vrea să spun că Duhul Sfânt este indispensabil precum este aerul pentru viața umană. Așa cum noi avem nevoie de aer ca să trăim, așa are nevoie biserica de prezența și de lucrarea Duhului Sfânt în sânul ei. Pentru că nu putem dezlipi pe Duhul Sfânt de lucrarea bisericii, de această lucrare care Dumnezeu a creat-o. Ca să pot să vă ilustrez și să vă arăt aceasta, întoarceți împreună cu mine în Cartea Ioan, în capitolul 20, citim la versetul 21, la versetul 23. Revin și în această seară, în special joi seara și nu numai, aș vrea în fiecare program la biserică, veniți cu Biblia dumneavoastră și urmăriți împreună în Biblie ca să puteți testa dacă ceea ce spunem de aici este conform Sfintelor Scripturi. Haideți să urmărim frumos în Sfânta Scriptură, Ioan capitolul 20 cu versetul 21. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați
Duh Sfânt. Celor ce îl veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce îl veți ține vor fi ținute. O întrebare. Versetul 22, vă spuneți înapoi pe ecran. Versetul 22, luați Duh Sfânt, ce înseamnă aceasta? Au fost atunci botezați cu Duhul Sfânt sau nu? N-au fost botezați cu Duhul Sfânt, că după înălțare, acum sunt exact după înviere, în ziua învierii, apoi după înălțare, le spune Domnul Hristos, nu plecați, că aveți nevoie să primiți putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Întrebarea este ce s-a întâmplat aici când Iisus spune, luați Duh Sfânt. Ce se întâmplă în momentul acesta? Aș vrea să spun că concomitent în acest moment s-au întâmplat două lucruri. În primul rând, s-a efectuat nașterea din nou a ucenicilor. Până aici au umblat împreună cu Domnul Hristos. Prin delegație divină au primit autoritate peste duhuri și ca să facă minuni că Dumnezeu își manifesta puterea și împărăția cerurilor se manifesta între ei. Dar până aici încă nu a avusese aceea înnoire. De aceea, în seara când Hristos a fost vândut, toți l-au părăsit și toți au fugit. Au dovedit lașitate pentru că încă nu fuseseră înnoiți întru totul. Erau sub operarea Domnului Hristos. În momentul acesta se efectuează nașterea lor din nou. Primesc o nuanță, o natură nouă. Dar mai mult, dragii mei, în momentul acesta se naște Biserica lui Hristos. Aici se naște Biserica lui Hristos. Cu acea grupare inițială a ucenicilor, Hristos a suflat peste ei, luați Duh Sfânt. Și în momentul acela s-a născut Biserica. De fapt, acest text este un text paralel cu textul creației. Observați în Geneza, în capitolul 2, cu versetul 7, ce ni se spune. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări, suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Observați, dragii mei, Dumnezeu este Duh. Dumnezeu nu are plămâni ca oamenii, Dumnezeu nu suflă ca oamenii, că este Duh, nu este om. Ce se întâmplă în momentul când Dumnezeu a suflat în nările omului suflar de viață? Dumnezeu din țărână a format un trup, din esența divină, Duhul Sfânt a dat viață omului aceluia, a intrat Duhul Sfânt în om și omul acela a devenit un suflet viu. Fuziunea între Duhul lui Dumnezeu și materia aceea creată de Dumnezeu a dat naștere sufletului viu, esenței vii din om. E similar ca la creație, Hristos repetă această operă în a da naștere bisericii. Înaintea lui erau aceste trupuri, acești ucenici ai săi care i-a crescut timp de 3 ani și jumătate. Acum înfricați în ziua învierii, erau așa de speriați ce se va întâmpla cu ei. Și în momentele acelea Hristos repetă aceeași sintagmă ca la început și similar ca Tatăl suflă peste ei, luați Duh Sfânt. Și când Duhul Sfânt pătrunde în inima lor, în momentul acela ucenicii devin Biserica lui Iisus Hristos, ea naștere Biserica. De aceea nu putem separa lucrarea, prezența, existența Duhului Sfânt din viața Bisericii, oricât ar încerca oamenii să o facă. Nu putem vorbi despre o biserică vie fără prezența Duhului Sfânt. De fapt, ar fi un paradox să ai biserică fără Duhul Sfânt. Totodată atunci se pune întrebarea, de cum sau de unde știm că Duhul Sfânt este prezent în viața unei biserici? Apostolul Pavel ne explică aceasta în 1 Corinteni 12, versetul 7. Și fiecăruia din biserică îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Spuneam ultima oară, cuvântul arătare este iluminare, manifestare. Fiecăruia, manifestarea Duhului se dă în biserică spre folosul altora. Anume, dragii mei, vom cunoaște că Duhul Sfânt este prezent într-o biserică dacă se manifestă prezența Duhului Sfânt prin harismele, prin darurile Duhului Sfânt. Și ca să putem înțelege dinamismul, varietatea operei Duhului Sfânt, Apostolul Pavel cuantifică și elaborează care sunt aceste harisme, daruri distincte ale Duhului Sfânt. Vorbim aici expres despre cele 9 daruri găsite în Cartea Corinteni, capitolul 12. O biserică vie este o biserică
plină de Duhul Sfânt. O biserică în care Duhul Sfânt este prezent, este o biserică în care se manifestă lucrarea, prezența, puterea, darurile Duhului Sfânt. Și de aceea, în această seară, doar introductiv vorbim despre ce sunt darurile Duhului Sfânt, ca mai apoi, în următoarele sesiuni, să intrăm sistematic, să luăm pe grup pe cele trei, fiecare trei daruri și să le explicăm ce înseamnă fiecare în parte. În primul rând, dragii mei, ce sunt darurile Duhului Sfânt? Observăm că Pavel folosește mai mulți termeni în acest pasaj. Îi enumeram și ultima dată, de la versetul 1 până la versetul 7, sunt diferiți termeni care Apostolul Pavel îi enumere. Ne spune în versetul 1 în ce privește darurile duhovnicești, cuvântul pneumaticos, adică celea ce țin de duhovnicesc. De fapt, traducerea literară a textului ar fi în ce privește duhovnicescul, spiritualul. Pneumaticos înseamnă manifestări ale spiritualului, ale supranaturalului. Mai apoi, în versetul 4 ni se spune că sunt felurite daruri, carismata, sunt manifestări de har, dovezi că harul lui Dumnezeu este între noi. O expresie mai exactă sau mai bine spus, o altă prezentare ar fi un dar de har din partea Domnului, o dotare de har. Asta înseamnă carismata. În versetul 5 se spune că sunt felurite slujbe, diaconia, sunt implicați în care oamenii slujesc în biserica lui Iisus Hristos. Și ne mai spune Pavel că sunt felurite lucrări, energama, adică manifestări de forță, de putere deosebite. Și Apostolul Pavel ne prezintă cum acestea toate lucrează împreună. Am văzut ultima dată că, în primul rând, darurile aparțin de Duhul Sfânt, slujbele le dă Iisus Hristos, iar lucrările de putere care îi înglobează toate le face Dumnezeu Tatăl. Dar toți aceștia trei, cele trei persoane ale Trinității, sunt una împreună, că este un singur Dumnezeu. Și în varietatea, diversitatea lucrării există o unitate desăvârșită. Dar atunci se pune o întrebare. Ce sunt darurile? Apostolul Pavel ne completează versetul 7, că fiecăruia îi se dă manifestare, iluminarea Duhului spre folosul altora. Deci toate aceste lucrări, toți acești termeni înglobează sub administrația Duhului Sfânt lucrarea care se face în biserică. Pe când Tatăl face lucrări, Domnul Iisus dă slujbe și Duhul animă daruri, toate sunt sub administrația Duhului Sfânt și El manifestă acestea în biserica lui Dumnezeu. Profesorul și pastorul Trandafir Șandru, care a pus bazele Institutului Teologic Pentecostal din România și a scris, dacă nu greșesc, prima lucrare pneumatologică despre lucrarea Duhului Sfânt din România pe larg, spunea în cartea sa ce ar fi darurile Duhului Sfânt. Luând acești termeni și punând toți împreună, darurile spirituale sunt puterile sau lucrările, energama, versetul 6, acele lucrări, cu care este înzestrat un credincios pe cale spirituală, supranaturală, pneumatică, de la primul verset, de către Duhul Sfânt, prin harul, carismata, darurile lui Dumnezeu pentru a fi în slujba, diaconia și spre folosul altora. Spre a fi în slujba lui Dumnezeu, Duhul Sfânt animă prin putere deosebită omul lui Dumnezeu, dându-i putere supranaturală pneumatică, înzestrat cu carismata, daruri, ca să fie în slujba Domnului și să slujească spre folosul altora. Asta înseamnă lucrarea darurilor Duhului Sfânt. Observăm încă o dată, dragii mei, că darurile nu sunt proprietatea celui ce este animat de Duhul Sfânt, ci ele sunt proprietatea Duhului Sfânt. Ele aparțin Duhului Sfânt și El dă în parte, animă în parte, iluminează în parte cum dorește. Omul fiind doar animat de Duhul Sfânt, manifestându-și prezența Duhului Sfânt, harismele, printr-o harismă anume în vasul omului. Dădeam un exemplu ultima dată cu becurile din biserică. Niciun bec nu poate spune, că nu poate grei desigur, dar nu se poate spune că într-un bec stă curentul. Becul nu are curent. Becul este animat de curent și atunci dă lumină. Altfel, este doar un dispozitiv care stă undeva pe tavan. Când curentul pătrunde prin becuri, luminează întreaga clădire. Similar, nimeni din biserică nu poate spune eu am daruri. Eu am dar de prorocie, eu am dar de vedenie, eu am dar de vindecare, eu am darurile acestea. Eu sunt un vas care stă la îndemâna Domnului și Duhul Sfânt, făcându-și prezența simțită, mă animă prin darul prorocie,
prorociei, prin darul vindecării, prin darul deosebirii duhurilor, Duhul Sfânt își face prezența simțită prin, dacă vreți, aș vrea spune, dispozitivele din biserică care suntem noi, vasele care stau în adunare. Asta înseamnă lucrarea Duhului Sfânt. Nimeni nu posedă Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt este Cel ce ne ia în primire și ne folosește. Tot Tanafir Șandru afirmă cu privire la darurile duhovnicești că sunt câteva păreri greșite despre ele. În primul rând, s-ar putea spune greșit că darurile sunt o dovadă a sfințeniei omului. Omul acesta este cu adevărat sfânt, de aceea are daruri. Și este greșit să spunem lucrul acesta. Ca să putem, dacă vreți, sta la îndemâna Domnului, noi suntem chemați să fim sfinți în toată purtarea noastră, dar nu se poate spune că dacă cineva manifestă într-un moment un dar spiritual, este un om sfânt. Pentru că vă dau un exemplu. Balaam face una din cele mai profunde prorocii despre Domnul Iisus Hristos din vremea aceea. Îl văd, dar nu acum, îl zăresc, dar de departe. O stea se ridică din Iacov, se ridică o lumină și toiagul de cârmuire va fi în mâna lui și el va cârmui popoarele. Asta prorocește Balaam. Dar vă întreb, Balaam era un om sfânt? Nu era. Că lăcomia de bani a cauzat pierzarea. Observați că darul se poate manifesta, harisma poate apărea, chiar dacă omul nu trăiește în sfințenie. Avem alt caz, împăratul Saul. A prorocit Saul? De două ori a prorocit. Prima dată la înnoirea sa când primește o altă inimă și a doua oară după ce Dumnezeu leapădă, Saul încă prorocește. Faptul că Duhul Sfânt manifestă putere într-un moment prin cineva nu înseamnă că persoana aceea este o persoană sfântă întru totul. Marele preot Caiafa, la un moment dat în Ioan capitolul 11, prorocește. Ce știți voi? Este mai de folos să moară un om decât să moară întreg poporul. A fost o prorocie profundă că Iisus avea să moară pentru tot poporul. Și Ioan completează, nu doar pentru poporul acesta, ci pentru toți care vor crede în el. O prorocie deosebită. Dar de ce a prorocit? Ne spune Ioan. A prorocit pentru că era mare preot în anul acela și Duhul Sfânt a animat, măcar că era plin de pismă și de răutate. Și Duhul Sfânt l-a folosit. E bine, dragii mei, faptul că cineva manifestă daruri nu înseamnă că este un om sfânt. Tocmai de aceea vom vedea în următoarele sesiuni că este așa de mare nevoie de darul descoperirii duhurilor, pentru că putem foarte ușor să fim înșelați. În special noi pentecostali iubim așa de mult lucrarea Duhului Sfânt, îndeoseb prorocia, vedenile, harismele, vai, ne place tare mult. Și foarte ușor putem să fim greșit influențați sau putem să fim înșelați dacă nu suntem atenți. Mă rog Domnul să ne lumineze. O altă greșeală care se poate face vis-a-vis de darurile Duhului Sfânt este să spunem că ar rămâne permanent în posesia credinciosului, indiferent de starea sa. Pe când e adevărat că dacă cineva manifestă un dar într-un moment, nu înseamnă că e un om sfânt, este totuși o regulă că suntem chemați să fim sfinți ca să stăm la îndemâna Domnului. Dumnezeu vrea vase sfinte. Cineva spune, frate, dar n-a vorbit Dumnezeu și prin măgărița lui Balaam? Și eu mă întreb, mă, dar numai asta tot de măgar putem să luăm? Nu puteți fi și noi oameni. Hai să fim oameni, dragii mei, să fim oameni echilibrați, sfinți, cum vrea Domnul. Chiar la nivel de măgar vrem să ne coborăm. Observați că Dumnezeu poate manifesta har într-un moment, dar nu înseamnă că noi trebuie să trăim astfel. Trebuie să fim sfinți în toată purtarea noastră. Și dacă cineva a fost folosit de Duhul Sfânt, s-a animat Duhul Sfânt în viața lui, dar la un moment dat el pierde sfințirea aceea, Duhul Sfânt se depărtează de el. El nu devine posesor încât darul rămâne întotdeauna cu el, ci Duhul Sfânt se poate retrage de la el. De aceea vă dădeam acele exemple a unor persoane care la un moment dat au fost folosite într-un mod extraordinar prin Duhul Sfânt, prorocii deosebite, vorbea Dumnezeu, cum zicem noi, cu da și amin, lucruri deosebite, dar în timp, din cauza unor compromisuri, s-a știrbit lucrarea, a plecat Duhul Sfânt, s-a făcut loc să intre un duc necurat și a auzit acele traume majore în care o prorociță sau un proroc făcea păcate grosolane și manipula biserica, pentru că Duhul Sfânt s-a retras de la persoana aceea. Nu putem invoca că aceste daruri atât date rămân pentru totdeauna. Dacă noi nu suntem atenți, Duhul Sfânt se poate retrage de la noi,
De aceea să fim sfinți în toată purtarea noastră. Mai un lucru se poate spune ca și o expresie greșită despre lucrarea Duhului Sfânt, că s-a încetat exercitarea darurilor odată cu era apostolică și că nu mai sunt necesare acum darurile, pentru că noi avem de fapt canonul biblic. Pentru că atunci nu era încă scrisă Biblia, era necesar prorocia, vorbirea în alte limbi, tâlmăcirea, vindecarea, manifestările, biserica numai acum se năștea și era nevoie de Duhul Sfânt. Dar odată cu trecerea apostolilor din viață, s-au stins și darurile. Ele au fost, dar nu mai sunt acum. Este o părere greșită despre darurile Duhului Sfânt. Pentru că, dragii mei, dacă am spus mai devreme că, de fapt, prezența Duhului Sfânt într-o biserică se manifestă prin harismele Duhului Sfânt, se dovedește că Duhul e prezent când se văd darurile în biserică, și dacă am spus că nu se poate biserică fără Duhul Sfânt, că e moarte, nu e în suflet viu, este moarte biserica dacă nu e Duhul Sfânt, se pune o întrebare. Cum s-ar putea ca acum, la 2000 ani, să nu mai fie prezente darurile, manifestarea Duhului Sfânt, dar noi să spunem că Duhul Sfânt e între noi? Nu se pare că este o problemă de logică? Dacă Duhul Sfânt este, sunt și darurile. Și dacă nu mai este Duhul Sfânt, nu mai este nimic. Dar să spunem că acum, la 2000 de ani, n-avem nevoie de daruri, să nu mai sunt daruri, prin urmare, Duhul Sfânt nu mai este activ. Avem o mare problemă, asta e o erezie, pentru că Duhul Sfânt va prelucra biserica în vederea pregătirii ei pentru întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos. Ne spune Apostolul Petru în 1 Epistola, capitolul 1, versetul 2, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. La asta vrea Dumnezeu să lucreze în noi. Duhul Sfânt în biserică are scopul să ne modeleze, să ne sfințească, să ne pregătească, să ne autorizeze, să ne folosească în vederea expansiunii împărăției și pregătirii noastre pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Nu putem nici de cum să acceptăm ideea cesaționistă, că darurile nu mai lucrează. Dacă Duhul Sfânt încă este, atunci darurile încă se manifestă în biserica lui Dumnezeu. Că s-au făcut falsuri, că au fost greșeli, asta sigur admitem, nu putem să ne ascundem. Dar faptul că există falsuri nu neagă realul. Nimeni n-ar merge la magazin aici în Canada cu o bacnotă de 10.000 de dolari. Că ar ști din start că nu e adevărată. De ce? Pentru că nu există un corespondent real. Dar dacă mergi cu 20, 50, 100 de dolari falși, este posibil să înșel pe cineva. De ce? Pentru că corespondentul real există. Acel lucru fals are, dacă vreți, putere numai pentru că există realul. Și dacă se fac falsități, înseamnă că pot fi comparate cu realul care cu adevărat există. Eu îmi doresc între noi Duhul Sfânt să lucreze manifestări adevărate și reale. Domnul Hristos spunea ucenicilor săi în Ioan, în capitolul 14, despre faptul că atunci când se va înălța la cer, se vor face niște lucrări deosebite și chiar mai deosebite. Adevărat, adevărat, vă spun, Ioan 14:12, că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le-am făcut eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Pe cum să faci lucrări mai mari ca Iisus Hristos? Era Dumnezeu, e adevărat. Era Dumnezeu, El n-avea darul, că avea Duhul fără măsură. În El era prezența reală a Dumnezeirii, era Dumnezeu. Dar ne-a arătat cum lucrează Duhul Sfânt prin vasul, dacă vreți, a Lui, trupul acela uman în care s-a întrupat Iisus Hristos. Și El spune, va veni o zi când veți face și voi lucrări și chiar mai spectaculoase. Vă dau un exemplu de lucrare care s-a făcut în Biblie, în care în viața Domnului Hristos nu s-a întâmplat. Apostolul Petru, Pavel, naufragiază pe insula Malta și în timp ce adună niște lemne să facă un foc, sare o năpârcă și îl mușcă de mână, o viperă. Zice că barbarii se uitau acum speriați să vadă dacă îi se umflă ochii, dacă cade jos, dacă moare. Pentru că o viperă din aceea, după cum știau ei din zona lor, era letală, în câteva momente trebuia să moară. Și se uită ei speriați că ăsta nu moare.
Bă, când văd că nu moare, înseamnă că e zeu, e ceva, e ceva zeitate venită la noi pământenii. Își dau seama că aici e ceva deosebit. O lucrare care se face în viața apostolului Pavel, care în trupul Domnului Hristos nu s-a manifestat. Lucrări deosebite. Și vreau să vă spun că spunea Domnul Hristos, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, spunea în ultima oară. Astea se manifestă și azi în viața celor ce cred. Fac o observație. Atei în special le place să facă aceasta. Urmăream o dezbatere a unui profesor ateu cu un apologet creștin și ateul mânios striga acolo foarte supărat, spunea: hai, fă o minune, fă o minune, fă să văd dacă e real Dumnezeu, fă o minune, hai, fă o minune, mă, fă o minune. Dar agresiv, supărat. Înspre încheierea dezbaterii, ia o sticlă cu diluan și spune într-un pahar, spune: hai, zice la voi în Biblie că cine bea ceva de moarte nu va muri. Na, ia și bea și arată-mi că ești cu adevărat creștin. Este careva dintre voi aici care e dispus să bea sau vă lepădați de Hristos toți împreună? E bine, noi am înțeles, dragii mei, că sunt situații când Duhul Sfânt se va manifesta înspre protejarea mântuitului, înspre autentificarea lucrării, dar noi nu facem magie, dragii mei. Dumnezeu nu-și bate joc de darurile sale, ci Dumnezeu le folosește cu exactitate la momentul potrivit, mărit să fie numele Domnului. Dacă cineva e sincer și caută, Dumnezeu își arată slava. Dar Dumnezeu nu face așa numai trucuri pentru noi ca să ne simțim noi bine. Dumnezeu e sfânt și ca sfânt să-L tratăm pe Dumnezeu, dragii mei. Așadar, am putea înțelege în sensul acesta ce spune în versetul 13 din capitolul 12 din 1 Corinteni. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Separăm acest verset în două, dragii mei. Noi toți am fost integrați în Biserica lui Hristos prin Duhul Sfânt. El este botezătorul aici, nu cu Duhul Sfânt. El ne botează în trupul lui Hristos, integrat prin nașterea din nou, devenim componentă a Bisericii lui Hristos. Drept urmare, un om mântuit va manifesta roada Duhului Sfânt ca dovadă a sfințirii personale. Dovada că Duhul Sfânt este prezent în viața cuiva este manifestată prin roada Duhului Sfânt care animă acea persoană. I-a dat un caracter nou. Dragostea, bucuria, pacea, blândețea, îndelunga răbdare, frânarea poftelor, toate aceste lucruri se reflectă în caracterul celui mântuit. Altfel, degeaba te lauzi că Duhul Sfânt e născut din nou, te-o băgat în Biserica lui Hristos. Devii un fel de piatră chicioasă în temelia lui Hristos. Noi trebuie să fim pietre vii, lăsate să fie cioplite Duhul Sfânt, modelate Duhul Sfânt, schimbate Duhul Sfânt. Dar în același timp, toți am fost nu doar integrați, băgați în trupul lui Hristos, dar și adăpați din același Duh. Adică în sensul că am fost umpluți de acest Duh Sfânt. Și aici vine a doua fațetă. Noi suntem integrați prin nașterea din nou și umpluți de putere prin botezul cu Duhul Sfânt. O lucrare complet separată și distinctă de nașterea din nou. La nașterea din nou suntem băgați în biserică, schimbați pe dinăuntru. La botezul cu Duhul Sfânt suntem umpluți cu putere ca să putem fi martori eficienți pentru împărăția Domnului. Aici se vor manifesta darurile Duhului Sfânt. Și atunci, venind mai aproape de lista acestor daruri, în această seară nu ne tratăm, doar privim la ele pe scurt, să înțelegem cum se reprezintă această listă de 9 daruri spirituale. Să înțelege din partea teologică că nu ar fi o listă exhaustivă, adică numai astea există. Înțelegem aceasta că dacă comparăm 1 Corinteni 12 cu 8 la 10, cu Romani capitolul 12 cu versetul 6 la 8, unul din aceste daruri se repetă. Ne spun aici că avem în Corinteni 12, avem înțelepciunea, cunoștința, credința, darul tămăduirilor, avem puterea să facă minuni, prorocia, deosebirea duhurilor, limbile și tălmăcirea limbilor. Mai apoi în Romani 12 ni se spune că avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei, se repetă același dar. Și acum în lista asta Pavel nu spune prorocia, vorbirea în limbi, tălmăcirea, minunile, înțelepciunea, cunoștința. Pavel spune aici prorocia, și acum avem slujbele, avem învățătura, îmbărbătarea, avem aici a da cu inimă largă, milostenia, cârmuirea, toate acestea sunt și ele harisme ale Duhului Sfânt. Este o diferență între folosirea
folosirea acestor daruri și nuanțele acestor daruri. Cele din fapte din 1 Corinteni 12 sunt specific supranaturale. Revenim îndată asupra lor. În schimb, se înțelege că aici nu este o listă neapărat exhaustivă. Se poate că sunt și alte nuanțe ale prezenței, prezentării lucrării Duhului Sfânt mai largă decât acestea nouă. În schimb, acestea nouă ar putea fi puse în trei categorii. Și clasic teologii le-au împărțit în diferite feluri după modalitatea în care ele au fost percepute. În dogmatica penticostală clasică, noi am înțeles în felul acesta. Le-am putea grupa ca și daruri de descoperire. Aici încadrăm darul de înțelepciune, de cunoștință și de osebirea duhurilor. Ele sunt daruri de descoperire care descoperă ceva profund. Apoi avem daruri de putere. Aici includem credința, darul tămăduirilor și darul minunilor. Acestea trei fac parte din manifestare de putere a Duhului Sfânt. Iar mai apoi avem daruri de inspirație, prorocia, vorbire în alte limbi și tălmăcirea limbilor. Observați, așa le putem grupa pe cele trei împreună. Dar va trebui să înțelegem și aici câteva lucruri, dragii mei. În primul rând, trebuie înțeles că aceste daruri nu sunt listate într-o ordine a importanței. Noi ca oameni suntem așa predispuși să clasificăm că ne place să ne comparăm între noi. Tu care dai iar? Eu am pe ăsta. Tu? Eu pe ăsta. Oh, ești mai mare ca tine. Deci tu nu știi că vine primul pe listă. Și nouă ne place să comparăm între ele. De aceea nu există o ordine neapărat a importanței în lista aceasta. De fapt, problema în Corint era exact aceasta. Ei se făleau, se lăudau între ei cu un dar specific. Vorbire în alte limbi. Și ei gândeau că dacă în lumea păgână erau manifestări ciudate, supranaturale, acum venind în biserica creștină, botezați cu Duhul Sfânt, vorbind în alte limbi, era de fapt o manifestare angelică. De-aia Pavel invocă, chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești, era o percepție că erau ca niște îngeri acum. Cum vă spuneam, erau niște greșeli mari în Corint. Și ei spuneau, dacă am darul vorbind în alte limbi, eu sunt mai mare ca voi toți. Și pe baza acestui dar se băteau între ei. Se prea poate că intenționat Pavel lasă la urma listei daruri, vorbiri în alte limbi și tălmăcirea limbilor, ca o dovadă că nu există o importanță neapărată. Se prea poate înțelege că nu este o ordine anume, pentru că vedem în capitolul 14, versetul 1, urmăriți dragostea, umblați și după darul duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Se vede că prorocia are un loc foarte special în viața bisericii. Dar în lista din Corinteni 12, prorocia vine al șaselea pe listă. Și dacă prorocia e printre cele mai importante, am zice noi, de ce nu începe Pavel cu prorocia? Arătându-ne că această listă nu arată neapărat o listă de importanță, ci o enumerare a acestor daruri. Totuși, am putea să le grupăm după limbajul care Apostolul Pavel îl folosește. Aici ne ajută un picuț limba greacă originală. În pasajul tradus de Cornilescu, noi observăm un cuvânt care se repetă de câteva ori, cuvântul altuia. De pildă, în primul rând, unuia îi este dat, apoi altuia, 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 de 8 ori. Altuia îi este dat. De fapt, în limba greacă apare de două ori un cuvânt care denotă celuilalt, nu altuia, adică unii alte părți. Și acum ați putea spune așa, de pildă, unuia îi este dat să vorbească despre înțelepciune, altuia despre cunoștință. Celuilalt, credința, tămăduirile, avem aici puterea să facă minuni, prorocia, deosebirea duhurilor și acum celuilalt, felurite limbi și tălmăcirea limbilor. Observați cum s-ar grupa ele împreună ca un fel de piramidă și se observă ceva minunat în ele. Dacă vă uitați, ele lucrează oarecum împreună, că ele sunt greu de separat. Și dacă intrăm pe listă după această împărțire cu cuvântul heteros, adică al celuilalt, observăm tiparul. În primul rând avem înțelepciunea și cunoștința. Astea două sunt oarecum împreună, lucrează de multe ori împreună. La un alt nivel avem aici puterea de credința și vindecările. Astea două iar lucrează împreună. Deasupra lor, ca în vârful piramidei, avem minunile. Și vă spuneam ultima oară, cuvântul a face minuni este exact din versetul 6. Felurite lucrări care le face Dumnezeu. Manifestări de putere extraordinară. În vârf stă manifestări de putere extraordinară, avem aici înțelepciunea, cunoștința, credința cu vindecările, apoi vine prorocia sub înapoi cu deosebirea duhurilor și în ultima parte avem iară două legate împreună, vorbirea în limbi și tălmăcirea limbilor. Oarecum am putea spune că
Toate aceste harisme, de fapt, sunt manifestări de putere extraordinare ale lui Dumnezeu și lucrează împreună, în parteneriat, înspre zidirea bisericii. De fapt, asta vrea să ne învețe Apostolul Pavel, înțelegând, de fapt, că puterea să facă minuni este același termen cu aceste din versetul 6. Se mai poate înțelege aici, dragii mei, că aceste daruri sunt toate supranaturale în egală măsură. În Roman 12 observăm câteva caracteristici care pot fi înnăscute în oameni, activate de Duhul Sfânt. De bună oară, cum spuneam ultima oară, unul este mai palavragiu, mai vorbăreț. Și crescând mare, îl vezi că devine predicator. Nu că o vrut el să fie, ci Duhul Sfânt o animat aceea capacitate înnăscută în el, dată de Dumnezeu. Unii mai mărinimos, așa, mai milos, plânge imediat și ăla crește mare, Dumnezeu îl binecuvintează, are și bani mulți și vezi că face multă milostenie, are o inimă foarte mare. Dumnezeu îngăduie să se înnască în oameni anumite trăsături care mai târziu pot să fie folosite de Duhul Sfânt. Pe când aici, în 1 Corinteni 12, dragii mei, nu se poate exprima așa ceva. Aceste daruri sunt cu totul supranaturale, n-au nimic de a face cu omul direct. Observați doar, dacă ar fi să intrăm pe scurt câteva exemple despre ele și nu intrăm în această seară numai decât. Ideea despre cunoștință. Nu înseamnă să înveți foarte mult, să acumulezi foarte mult și acum să știi să vorbești. Cunoștința este o manifestare supranaturală prin care cunoști taine ascunse, fără să-ți fi spus nimeni, fără să vei vorbi cu nimeni și le manifesti pe față despre alți oameni. Asta înseamnă cunoștința. Ele nu sunt înnăscute și cultivate, ele sunt manifestări momentane ale Duhului Sfânt. Și aici revenim încă o dată să înțelegem, dragii mei, că ele nu sunt ale noastre, sunt ale Duhului Sfânt. Având în vedere că sunt supranaturale, ele nu pot fi învățate. Nu poți învăța pe cineva cum să prorocească, să vindece. De-aia vă spun sincer, este o mare erezie ce se întâmplă acum în lumea americană evanghelică cu așa numita mișcare a credinței, Word of Faith Movement, în care sunt așa numitele școli de vindecare. Mergi acolo și înveți cum să vindeci oamenii. Nu se poate, dragii mei, pentru că asta nu există. Dumnezeu animă supranatural prin Duhul Sfânt la momente cheie să facă minuni. Nu poți învăța cum să manifesti darurile Duhului Sfânt. Dar totuși, vasul poate fi corectat. De aceea vom vedea că și prorocia poate fi reglementată ca nu cumva să se facă greșeli. Eram într-o biserică și în timpul părtășiei a fost un îndemn foarte puternic din partea Duhului Sfânt. Biserica a intrat în rugăciune, așa un har s-a coborât că toată biserica se ruga voluminos, plângea înaintea lui Dumnezeu. Deodată o soră care mai devreme prorocise a început să zbiere în alte limbi, așa de puternic și de tare, că frații încetul cu încetul s-au tot oprit, s-au oprit și au rămas numai ea. Și țipa în alte limbi, și amin, s-a oprit și ea. Bă, ne-am uitat o spune la alții, aici e o problemă. Persoana asta are o mare problemă și va trebui corectat ca să nu se mai întâmple. Pentru că aici trebuie să înțelegem, măcar că darurile se pot manifesta, vasul va trebui corectat în anumite manifestări. De aceea, când vine vorbire în altă limbi sau o prorocie, nu e nevoie să zbieri, nu e nevoie să speri și babele și copilașul. Și... Nu, trebuie să vină o cuvânt din partea lui Dumnezeu. Vasul are control și asta înseamnă să înțelegi cum lucrează lucrarea Duhului Sfânt. De aceea îmi doresc ca învățând împreună să putem să ajungem la un punct în care toată biserica înțelege cum lucrează lucrarea ca să nu mai fie apoi greșeli între noi. Și în ultimul rând, dragii mei, sunt variate și deseori neînțelese. S-ar putea să se manifeste printre noi fără să ne dăm seama. Nu înseamnă că trebuie să știi cum lucrează darul ca să poată să lucreze darul prin tine, ci Duhul Sfânt își face prezența simțită în orice moment fără să dai seama. De bună oară, într-o biserică predica un păstor și mișcat de Duhul Sfânt strigă: "Tu care furi!" Și arată cu mâna în sală. Și unul care s-a văzut oarecum identificat strigă: "Nu, numai eu, frate, și ăsta fură!" Lângă el. În momentul acela, omul acesta, păstorul, a vorbit sub influența Duhului Sfânt. El poate să o gândi în mintea lui că face numai un exemplu, dar Duhul Sfânt i-a pus niște cuvinte concrete care l-a identificat pe unul și ăla s-a văzut identificat. Observați că noi putem fi folosiți fără să ne dăm seama. Și aici aș invoca, unii spun, cum pot să știu eu ce daruri am?
Mie mi-e frică de exercițiu, să vă spun foarte sincer. Ziceam cuiva, niciodată n-am căutat să văd eu ce daruri am eu din partea Duhului Sfânt. Că nu cred că mă ajută. Eu vreau să fiu un vas folositor stăpânului. În orice domeniu, în orice lucru, oricând, orice a fi nevoie. Dar în ce anume se manifestă Duhul Sfânt? De ce e treaba mea? Să ajung să mă mândresc, să spun, păi eu am 5 daruri, eu am 6 daruri, eu am 9 ca Pavel. Aici e un exercițiu foarte periculos. Și spuneam acelei persoane, hai să dau un exemplu. Să zicem că mă duc la o familie. Intrând în casa aceea, vorbesc împreună cu ei și ne punem la rugăciune după aceea. În timpul rugăciunii se dă un cuvânt de prorocie. Care dar-i? Pe prorocia. Când ne ridicăm de pe genunchi, le spun câteva cuvinte care n-au fost în prorocie, ci le primesc de la Domnul. Care dar-i? Păi aia e cunoștința. După ce terminăm, dau seama că este o problemă din partea Domnului, scot din buzunar portofelului, dau o sumă de bani. Care dar-i? Păi asta e milostenia. Și le spun câteva cuvinte de îmbărbătare, că plâng toți și se îmbărbătează. Care dar-i? Păi asta e îmbărbătarea. Și plecând de acolo, sau când mă rog pentru unui familie, se și vindecă. Care dar-i? Păi asta e vindecarea. No, care darul s-a manifestat? Dar asta-i treaba mea? Dar Duhul Sfânt să-și facă lucrarea slăvită. Eu sunt doar o unealtă mică în mâna stăpânului. De aceea, El se poate manifesta chiar dacă noi nu ne dăm seama care dar anume se manifestă. Și aș încheia prin a spune, este foarte greu să diferențiem între aceste daruri, arătând că de multe ori darurile vor lucra chiar împreună. De multe ori se întâmplă că darul înțelepciunii cu darul cunoștinței se leagă împreună cu darul prorociei și lucrează la oaltă. Darul credinței cu darul tămăduirilor pot lucra împreună. Se poate întâmpla prorocia cu deosebirea darurilor, pot lucra împreună și este foarte greu să-l diferențiem. Câteva tipare vom observa în următoarele lecții. Dar acum vreau să înțelegem că acestea toate lucrează în unison, ca în versetul 11. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă în parte fiecărui acum voiește. Dragii mei, nu uitați, darurile sunt ale Lui. Prin noi doar se manifestă puterea și noi ne bucurăm că Dumnezeu lucrează împreună cu noi. De aceea spunea Pavel în 1 Corinteni 4:7. Și dacă L-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu ai fi primit? De ce te fălești tu că tu ești proroc, că tu ești cutare, că tu ești apostol, că tu ești... De ce te fălești? Că dacă ai primit ceva, de unde ai primit? Păi la Domnul. Și dacă ai primit, de ce te lauzi? Că totul vine din mâna stăpânului. Toate, dragii mei, sunt spre lauda și slava lui Dumnezeu. Duhul Sfânt lucrează în numele Fiului care a făcut lucrarea aceasta de mântuire și toate împreună spre slava Tatălui nostru cel Ceresc. Noi rămânem niște mici unelte în mâna Domnului prin care dorim ca Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Doamne ajută la aceasta. Amin.